De săptămâna viitoare se dă startul la Muzică și Voie bună la Făgăraș TV. Grila de programe a fost completată la cererea telespectatorilor singurului post de televiziune din Făgăraș, de o emisiune cu specific popular. La poarta cântecului Făgăreșan va fi moderată de îndrăgita interpretă de muzică populară din țara Făgărașului Mioara Greavu. O emisiune mult așteptată de telespectatorii televiziunii Făgăraș va ajunge de săptămâna viitoare în casele tuturor. De luni până vineri, între orele 18.30 și 20.30, emisiunea La poarta cântecului Făgărășan va umple sufletele tuturor iubitorilor de folclor autentic din zona Făgărașului, dar și din alte zone. Da, este o emisiune care a fost cerută de telespectatorii noștri, o emisiune pe care ei și-o doresc, o emisiune de dedicații muzicale, o emisiune a făgărășenilor, făcută de o cântăreață de muzică populară din țara făgărașului, o cântăreață drăguță, agreabilă, care are ce spune și pe plan artistic, dar și al televiziunii. Este o provocare pentru ea, pe care eu sunt convins că o va duce la bun sfârșit, cu mult, mult succes. Emisiunea va fi moderată de îndrăgita interpretă de muzică populară Mioara Greavu. La poarta cântecului Făgărășan este emisiunea unde vă veți întâlni cu interpreți preferați ai cântecului popular, nume mari, alături de tineri debutanți care încearcă, prin intermediul acestei emisiuni, să-și crească un drum, un nume în cântecul popular. De asemenea, făgărășenii pot face dedicații pe adresele de Facebook și mail. Mai multe, Vă las să descoperiți în fiecare seară, de luni până vineri, de la orele 18.30. Telespectatorii pot lăsa dedicațiile pe adresa de Facebook a emisiunii La Poarta Cântecului Făgăreșan sau pe e-mail la adresa la poarta cântecului Făgăreșan